Vasluiul nu a putut nici de această dată să depășească complexul rapid. Cu Sân Mărtean în tribune, din cauza unei accidentări, elevii lui Augusto Inacio s-au împiedicat. Cu toate că obiectivul principal impus de conducere îl constituie cucerirea Cupei României, galben-verzii nu au ascultat sfaturile tehnicianului. Lipsiți de concentrare și fără idei de joc, aceștia au bubuit mingile direct pe atacanți, lucru ce l-a scos din minți pe Lusitan. Deja se vin și cu jocarea dificilă. Deja știam că jocul e dificil. Nu, că semn și că nu joc fasă. Niciodată n-am spus că va fi un joc ușor. Mă, în noastră ultimii 25 minute de primele parte, principalmente. Dar în ultimele 25 de minute din prima parte, în special din prima repriză? Foi algo que eu não esperava. A fost cu totul altceva ce în comparație cu ce ne așteptam. Faltou-nos personalidade. Ne-a lipsit personalitatea. Costumam jogar a bola no pé. Pentru a reuși să jucăm cu mingea la picior, pas. E começamos a fazer passes diretos que só beneficiou o adversário. Și am început să jucăm cu mingi lungi direct pe apărarea lor. E por isso eu esperava que a echipa jogasse de uma forma que estamos habituados a fazer. Pentru asta echipa a jucat într-un mod în care noi n-am fost obișnuiți, nu ne antrenăm așa. De partea cealaltă, tehnicianul Rapidului s-a declarat mulțumit de rezultat. A avut cuvinte de laudă la adresa Vasluiului, pe care o consideră o echipă extrem de bună, cu individualități de mare valoare. Am meritat victoria, am avut ocaziile mari. Un joc însă în fața unui adversar puternic și fizic și cu un moral ridicat după victoria de duminică, cu jucători de valoare foarte mare, pentru că oricând aceștia pot crea pericol din nimic. Și rămâne încă un joc de disputat în Giulești, joc pe care va trebui să-l tratăm cu foarte mare atenție, seriozitate, concentrare, astfel încât să fim perfecți, pentru că astfel de jocuri, asta contează, concentrarea la maxim. Manșa secundă a Cupei României dintre Rapid București și FC Vaslui se va desfășura în Giulești peste 2 săptămâni.